Profesorii au intrat astăzi timp de 2 ore în grevă de avertisment. Nemulțumiți că lefurile nu le sunt majorate cu sumele promise, dascălii au refuzat să mai predea. Cadrele didactice au stat în clasă cu elevii, însă în liniște, fără să predea. Este o grevă de avertisment. În calitate de profesori, îi educăm pe copii în spiritul respectării legilor statului democratic și în condițiile în care nu este respectată legea 153 de atâta vreme, noi care milităm și educăm copiii în acest spirit, ținem cont de pandemie că este o situație dificilă, dar când este lege nu este tocmeală. Și tocmai acesta este motivul pentru care dorim să fim auziți că noi milităm pentru o Românie educată în care să ne respectăm reciproc. Există ore suplimentare la personalul nedidactic care nu sunt plătite, există situații în care profesorii nu și-au luat banii pe acele sporuri, am dat în judecată, am câștigat, iar banii probabil or să-i luăm în tranșe și nu o să ne alegem cu nimic. Există situații în care personalul nedidactic este insuficient la școli și atunci munca este foarte multă și nu se prea face față, orele suplimentare nu sunt plătite, deci astăzi protestăm atât pentru cadrele didactice cât și pentru personalul nedidactic și didactic auxiliar. Liderii de sindicat consideră că acțiunea este îndreptățită și că este un prim pas spre o acțiune mai amplă. Este o grevă care se dorește a fi o grevă a sistemului, a întregului sistem educațional, nu doar a cadrelor didactice. Este un protest la adresa celor care ne conduc, la adresa sistemului care a lăsat educația pe ultimul loc. În decursul timpului s-au adunat mereu probleme care noi am încercat să le rezolvăm pe calea dialogului, dar nu am reușit acest lucru. Ca atare, profesorii au hotărât declanșarea unei greve de avertisment de 2 ore, încercând să sensibilizăm pe primul ministru, pe ministrul educației și ceilalți ministri care din guvern pentru a acorda drepturile cadrelor didactice. Decizia încetării temporare a lucrului a fost luată de FSLI și de FSE Spiru Haret după referendumul intern desfășurat de cele două organizații în perioada 17 decembrie 2021-14 ianuarie 2022. Cele două organizații sindicale susțin că guvernul a refuzat negocierile cu reprezentanții lor și nu a luat măsuri concrete care să răspundă nemulțumirilor.